Mulțumim Tatăl nostru Ceresc, care ne poartă de grijă, numele Lui să fie slăvit. Haideți, după acest timp de rugăciune și cântare, încredințați, așa cum a fost îndemnați la una dintre rugăciuni, că toate problemele noastre sunt în grija unui Dumnezeu atotputernic, să stăm cu inima deschisă, cu libertate, să putem medita, să aprofundăm aceste adevăruri sfinte. Astăzi, lecția a doua din tematica adevărate fericirii. Fericirea împlinirii cuvântului lui Dumnezeu. Noi avem această carte sfântă, Biblia. Această carte este cuvântul lui Dumnezeu. Prin tot ceea ce au scris oamenii, eu cred, Dumnezeu li s-a revelat, prin inspirația dată profeților. Ne vorbește Dumnezeu Creatorul, singurul stăpânitor, cel care va deține controlul pentru eternitate. Și sub acest aspect vreau să înțelegem că natura lui Dumnezeu și scopurile sale cu privire la om sunt numai și numai fericire. Dumnezeu nu are vreo altă afacere pe care vrea să o ducă la capăt. Nu are vreun câștig privat din toată această lucrare, din tot ceea ce El ne-a vorbit. El urmărește doar să ne ducă și pe noi în mediul Său de viață și să ne facă să fim asemenea Lui. De fapt, a împlini cuvântul lui Dumnezeu înseamnă a avea fericirea lui Dumnezeu. A fi, cum spune Dumnezeu, înseamnă a gusta acele stări pe care le are El. Scriptura îl numește pe Dumnezeu, prin Apostolul Pavel, 1 Timotei, capitolul 6, versetul 15. Stăpânitorul, fericitul, împăratul împăraților și domnul domnilor. Dacă ne vom supune autorității cuvântului Său, avem șanse să putem proba, să atingem starea de fericire pe care o are Dumnezeu. Evident, în condiția ascultării Lui și a împlinirii. Apostolul Iacov scria în epistola sa, citesc din capitolul 1, de la versetul 16, nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Oricine se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se la Tatăl Luminilor. Deci ceea ce are valoare, ceea ce ne este prielnic, favorabil, ne vine de la Dumnezeu. Versetul 18. El de bună voia Lui și-a decis în scopurile sale eterne, ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Versetul 21. De aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Și despre fericirea mântuirii am vorbit în lecția anterioară. Dar acum citim în continuare. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Versetul 25. Cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei. Este important de reținut și această apreciere. Cuvântul lui Dumnezeu este o lege a slobozeniei. Ne deschide ușa fericirii, nu ne constrânge, ci doar ne arată drumul cel bun spre o viață, spre o cale mai bună. Și va stărui în ea nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta. Va fi fericit în lucrarea Lui. Exact cum îi spunea Dumnezeu lui Iosua, vei izbuti în toate planurile, în toate lucrările tale. Doamne, dă-ne priceperea aceasta. Fericirea, așadar, este oferta lui Dumnezeu pentru toți oamenii care se subordonează cuvântului Său. Vă citesc din Luca, capitolul 11, un cuvânt al Domnului Hristos, ca unul care este numit cuvântul pentru că este părtaș cu Tatăl la scopul etern, pentru că a devenit o realitate pentru noi prin întruparea acestui cuvânt și l-a rostit cuvinte
de o mare valoare. Luca 11, citim de la versetul 27. Pe când predica Domnul Iisus, o femeie din Rod și-a ridicat glasul și a zis: ferice de pântecile care te-au purtat. Cu alte cuvinte, ferice de mama ta. Uite, un băiat bun, cu siguranță, părinți fericiți. Da, este o fericire să ai copii înțelepți, spunea Solomon. Dar Domnul a răspuns: ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Sunt fericiți părinții care au copii cu minți, dar sunt mai fericiți copiii care înțeleg că Dumnezeu e cel mai cu minte tată, cel mai înțelept și îl ascultă. De la Genesa până la Apocalipsa, Dumnezeu vorbește omului numai despre fericire și îl cheamă la această stare pe care numai el o are în mod desăvârșit. Iată ce vorbea Dumnezeu evreilor, citesc din cartea Deuteronom, capitolul 5, atunci când s-a prezentat pe munte, că de fapt Scriptura începe cu Moise, cu ceea ce Dumnezeu i-a spus acestui om unic în istoria umanității. Unic prin faptul că Dumnezeu i-a dat cuvintele, el vorbind cu Dumnezeu față în față. Deuteronom 5, citind de la versetul 26. Cine este în adevăr omul acela care să fie auzit vreodată ca noi glasul Dumnezeului celui viu vorbind din mijlocul focului și totuși să fie rămas viu? Puteau spune evreii: apropie-te mai bine tu și ascultă tot ce îți va spune Domnul Dumnezeul nostru. Apoi să ne spui tu însuți tot ce îți va spune Domnul Dumnezeul nostru și noi vom asculta și vom face. Domnul a auzit cuvintele pe care mi le-ați spus, a continuat Moise să le explice. Și Domnul mi-a zis: am auzit cuvintele pe care mi le-a spus poporul acesta, tot ce au zis ei este bine. O, de a rămâne ei cu aceeași inimă ca să se teamă de mine și să păzească toate poruncile mele, ca să fie fericiți pe vecie, ei și copiilor. De ce își dorea Dumnezeu ca să-L asculte evreii? Ca să fie fericiți. Pentru că Dumnezeu în dragostea Lui atât își dorește să vadă creaturile sale fericite. Și scrie tot aici, în versetul 33, să urmați în totul calea pe care v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru, să umblați ca să trăiți și să fiți fericiți și să aveți zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire. Și din ultima carte a Scripturii, desprindem același adevăr, cartea Apocalipsa începe cu cuvintele, capitolul 1, versetul 3, după ce prezintă expeditorul, cel din partea căruia vine acea scrisoare, este notat: ferice de cine citește și de cel ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzește lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Și se încheie cartea Apocalipsa în capitolul 22 cu aceeași idee a fericirii. Dacă ascultăm de ceea ce-i scris. Și iată, eu vin curând, ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Așadar, dragii mei, haideți să ne fixăm acest adevăr în mintea noastră cu claritate și să înțelegem că orice parte din Scriptură pe care o citim este o hrană pentru noi potrivită, este un medicament special, este exact ceea ce avem nevoie. Și toate acestea ne-au fost date de Dumnezeu numai și numai spre fericirea noastră. Vreau să observăm mai întâi câteva teorii nebiblice despre fericire, pentru că diavolul a încercat și el să-i convingă pe oameni că pot să ajungă la fericire pe alte căi, că există și un alt mod de viață. Există și alte învățături care pot să ofere oamenilor împlinire. În primul rând vreau să observăm filozofiile umaniste, materialiste, care încearcă să explică fenomenul fericirii doar limitându-se la pământ și la materie, la plăcerile ce pot fi atinse în
trupul acesta. Ateismul este exponentul cel mai de seamă acestui concept. Ei încercând să explice fericirea și calea obținerii ei fără Dumnezeu. Dar noi ne-am lămurit. Și tot răsăritul Europei e sătul de comunism. Pentru că oamenii n-au înțeles și când s-au ivit ideile comuniste, secolul XIX și în secolul XX deja au fost implementate prin revoluții sau chiar prin seducerea poporului în anumite țări, oamenii au crezut că vor atinge fericirea. Nici o țară ateistă nu a adus fericirii oamenilor ei. Pentru că fericirea nu are numai această dimensiune fizică, materială. Nu pot oamenii să fie fericiți raportat numai la viața aceasta privindu-se ca niște animale în acest proces al evoluției, chiar dacă noi suntem în vârful piramidei. Spune Scriptura în Psalmul 119, în rugăciunea acestui om care a iubit cuvântul lui Dumnezeu, versetul 37, parcă ispitit de aceste provocări, nu că el exista atunci comunist, dar întotdeauna oamenii au vrut să găsească sub provocarea diavolului o cale de acces la fericire fără Dumnezeu. Abatem ochii de la vederea lucrurilor deșarte, adică de la ceea ce este trecător. Înviorează-mă în calea ta. Adică, Doamne, ajută-mă să nu mă orientez pe acest făgaș al unei gândiri nebiblice. Iată ce scrie și înțeleptul în Cartea Proverbele, în capitolul 17, versetul 20. Cel cu inima prefăcută. Asta pentru că astfel de oameni nu sunt sinceri și nu vor să recunoască adevărul. Nu găsește fericirea. Și cel cu inima stricată cade în nenorocire. Deci când oamenii nu vor să afle cu inimă curată ceea ce este bine și vor în adins să fie neascultători în primul rând de Dumnezeu, dar încearcă forțând limitele și încercând ceea ce alții n-au încercat în istorie sau au încercat, dar crezând că ei vor fi mai înțelepți, mai grozavi, nu ajung la fericire, ba dimpotrivă, cad în nefericire. Și tot din Proverbe mai citesc un verset, capitolul 28, versetul 14, cu referire la cei ce nu pot crede, sau nu vor să creadă mai exact, ferice de omul care se teme necontenit. Dar cel ce își împietrește inima cade în nenorocire. Ateismul este cea mai cruntă formă de împietrire. Nu insist asupra acestui aspect, pentru că, așa cum aminteam, noi avem dovada practică a unei lumi ateiste care nu a putut să dea fericire poporului. Nu au fost fericiți nici conducătorii, de cum oamenii de rând. Un alt concept care este foarte actual, umanismul cosmic. Și aici, sub ceea ce este definit New Age, noua eră, sunt incorporate multe teorii. Aici pot fi incluse teorii din antichitate și reînviate, un neoplatonism, sau pot fi făcute combinații între anumite aspecte de ordin științific și aspecte antice ale religiilor asiatice. Sub acest aspect, religiile false sugerează obținerea fericirii pe căi interne, prin efort intelectual și sufletesc. Astfel, nu doar cei din Asia, care practică astfel de lucruri de sute și de mii de ani, și cei din Europa și din America, acum globalizarea face ca totul să fie posibil oriunde, încearcă prin
meditații, yoga, de exemplu, până la depersonalizare. Să te uiți într-un punct fix până uiți, nu doar cum te cheamă, până te eliberezi de toate frământările, considerând că așa se ajunge la fericire. Să stai nemișcat. Sunt multe practici de felul acesta, nu cred că merită să le învățăm. Iluzionismul, de exemplu. Nu mă refer doar la anumite chestiuni de scenă pe care le fac unii și alții se miră și se bucură ca la teatru sau ca și la un concert de muzică. Și, de exemplu, la a-ți imagina că durerea este o iluzie și că tu de fapt nu suferi. Dar asta înseamnă că vei fi fericit dacă tu îți imaginezi doar așa, din oficiu, că ești fericit? Astfel de concepte îți propun în fiecare dimineață să spui: eu sunt fericit, voi fi bine, eu sunt Dumnezeu, voi deveni. Pentru că toate aceste mentalități vor să înveți omul că el este de fapt de origine divină, e un adevăr, dar că poate într-adevăr să se divinizeze, chiar dacă va trece prin etape succesive și prin vieți, prin procesul reîncarnării. Aici se adagă și hipnoza și alte metode și toate acestea, cum spuneam, îmbinând trecutul cu prezentul și făcând speculații în stele și în sufletul omului, încercându-se în laborator să se forțeze parametrii minții, dar în același timp oamenii să fie induși în eroare. Da, te miri de ce sunt în stare oamenii. Citeam despre un om care s-a dus din America, undeva în sud-estul Asiei, să fie tratat de o tumoare de către un vrăjitor. Și respectivul era atât de abil încât i-a făcut niște mișcări, niște masaje în zona organului afectat și prin mișcări rapide și iluzionism i-a arătat imediat, spunându-i că i-a extirpat organul bolnav. Și respectiv a apărut cu sânge pe mâini și gata. Și operație grozavă, nu mai trebuie anestezie ca și într-un spital clasic. Și nu l-a durut pe om până s-a suit pe avion. Evident, banii au rămas la sol. Pentru că toate aceste lucrări demonice și parte din ele realizate prin înțelepciunea umană vor de fapt să dea omului fericire, dar asta fără succes. Cred că ați auzit despre un iluzionist care am înțeles că s-a întors la Domnul. El povestea că, de fapt, tot ce a făcut, a făcut prin și retenia minții și prin incapacitatea altor oameni de a observa toate aceste trucuri. Dar vreau să vă citesc din Biblie ca să vedeți că și Cuvântul Sfânt surprinde și aceste aspecte și le cataloghează ca atare. Isaia, capitolul 47. Originea tuturor acestora este în Babilon. De aceea, termenul Babilon rămâne cel mai reprezentativ până la venirea Domnului pentru toate aceste falsuri. Isaia, capitolul 47, citim de la versetul 8. Ascultă acum tu cea de dată plăcerilor, care stai fără grijă și zici în inima ta: eu și numai eu nu voi fi niciodată nici văduvă și nu voi fi niciodată lipsită de copii. Și totuși aceste două lucruri se vor întâmpla deodată, ceea ce înseamnă că fericirea se spulberă. În aceeași zi, pierderea copiilor și văduvia. Versetul 11. De aceea nenorocirea va veni peste tine, fără să-i vezi zorile. Urgia va cădea peste tine, fără să o poți împăca. Și deodată va veni peste tine prăpădul pe neașteptate. Și acum atenție. Vino doar cu descântecele tale, cu mulțimea vrăjitorilor tale, cărora ți-a închinat munca din tinereți. Adică asta a fost pasiunea și încercarea de a ajunge în fericire pe aceste căi. Poate că vei putea să tragi vreun folos din ele, poate că vei izbuti. Te-ai obosit tot întrebând să se scoale, dar să se scape cei ce împart cerul, care pândesc stelele,
care vestesc după luni noi, ce are să se întâmple? Versetul 15. Așa va fi soarta celor pe care te oboseai să-i întrebi. Și cei cu care ai făcut negoți în tinerețea ta se vor risipi fiecare într-o parte și nu va fi nimeni să-ți vină în ajutor. Pentru că, după cum nenorocirea și nefericirea a venit peste Babilon fără ca prezicătorii lor să poată să-i avertizeze și fără să poată împiedica rău, așa se va întâmpla cu toți aceștia. Ei nu sunt fericiți și nu vor fi. Nu degeaba apelează la noi și noi metode, la droguri. Aici totuși aș vrea să vă sesizez, pentru că sunt fel și fel de provocări prin medicină alternativă. Să cumpărați un aparat, să vă duceți undeva într-un asemenea laborator, când de fapt totul este un efect placebo, adică prin faptul că omul stă, se liniștește, se degajează intelectual de probleme și pe moment are o stare de liniște. Așa, ca să vă spun mai simplu, era la noi o întâmplare că o bătrânică s-a dus la medic și a spus că tare o dor toate. Dar de fapt era prea muncită. Medicul, făcându-i o consultație simplă, i-a dat un termometru să-l țină sub braț și să stea afară pe hol. Da, fiind mai mulți pacienți, el a uitat. Bătrânica sfioasă nu s-a mai dus să întrebe. Și a dus acasă cu surceluța, cum a zis ea. Și a venit peste două zile, n-a mișcat mâna să nu-i cadă, că așa i-a spus medicul. Și a spus, domnul doctor, să-ți dea Dumnezeu sănătate, de când port asta, nu mai am treabă. Nu mai dor nici mâine, nici picioarele. Bun, asta pare nostimă, dar toți ăștia, unii cu capul mare și cu școală multă, de fapt, pentru ei e bună școala, că e o afacere, nu? Feriți-vă! Uneori vă dați banii pe degeaba și fericirea ține până mergeți acasă. Vom vedea că adevărata fericire vine pe alte căi. În al treilea rând, nefericirea cea mai mare e dată de cunoașterea în partea cuvântului, dar nepăzirea lui. Fariseii, după cum au procedat și evreii în veacurile anterioare venirii lui Mesia, au fost mai nefericiți ca neamurile. Nu pentru că n-ar fi avut cheia fericirii, ci pentru că n-au folosit-o. Poporile au fost idolatre și au căutat fericire la dumnezeii lor, care n-au putut să le ofere. Evreii aveau însă un Dumnezeu fericit. S-au depărtat de El și au ajuns nefericiți. Dumnezeu le-a dat o țară frumoasă, dar au ajuns să fie expulzați din țară. Iată ce vă citesc din cartea Neemia, capitolul 9. Și toate acestea ne-au fost scrise spre învățătura noastră. Versetul 34 la 37. Împărații noștri, căpetenile noastre, preoții noștri și părinții noștri n-au păzit legea și n-au dat ascultare nici poruncilor, nici înțințărilor pe care le-ai dat, n-au ascultat nici de lege, nici de proroci. Când erau stăpâni în mijlocul multilor binefaceri pe care le duse în țara întinsă și roditoare pe care le deduse, nu ți-au slujit și nu s-au bătut de la faptele lor rele. Și astăzi, iată-ne robi, iată-ne robi pe pământul pe care ne l-au dat părinților noștri, pentru ca să se bucure de roadele și de bunurile lui. El își înmulțește roadele pentru împărații cărora ne-ai supus. Din pricina păcatelor noastre, îi stăpânesc după placa asupra trupurilor noastre și asupra vitelor noastre și suntem într-o mare strâmtorare. Au conștientizat în urmă, dar era prea târziu. Psalmul 106 are un verset puternic care scoate în evidență greșeala evreilor. 106:24. Ei au nesocotit țara desfătărilor. Au pierdut acea ocazie mare ce au avut-o. N-au crezut în cuvântul Domnului. Ei n-au crezut că Dumnezeu le-a spus de la început, dacă rămâneți credincioși, vă las în țară. Vă dau o recoltă la vreme și veți fi fericiți. Au fost înșelați și au pierdut. Cartea profetului Ieremia, capitolul 7.
o ultimă sesizare, în ultima generație înaintea expulzării din țară. Ieremia 7, versetele 23 și 24. Și iată porunca pe care le-am dat-o. Ascultați glasul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi vesti poporul meu umblând pe toate căile pe care vi le-am poruncit ca să fiți fericiți. Dar ei n-au ascultat, n-au luat aminte și au urmat sfaturile și pornirile inimii lor, au dat înapoi și n-au mers înainte. Privind în istoria asta, a fost în mod deosebit greșeala evului mediu. De aceea societatea s-a scârbit de ceea ce era religios, pentru că era o religie pe care nu mai păzea nimeni. Și a fost nevoie de reforme. Și în multe alte generații s-a întâmplat la fel. Așadar, sunt trei căi greșite de a atinge fericirea. Ateismul, fericire fără Dumnezeu, doar pe baza materiei, uitând că Dumnezeu ne-a dat ceea ce avem și suntem, idolatria, fericirea sugerată de diavolul prin religii false. Acces în cer, dar pe alt drum. N-a ajuns nimeni, de aceea sunt tot reîncarnări succesive. Toți sărmanii sunt pe drum. Și fariseismul, ipocrizia. A te lăuda că știi cuvântul lui Dumnezeu, dar fără să-l respecti, nu atingi cota de fericire. Vreau acum să observăm fericirea împlinirii cuvântului, multe dimensiuni ale ei. În primul rând, fericirea cunoașterii, a învățării cuvântului Sfânt. Există o primă fericire care o ai când citești. Ferice de cine citește, așa am citit în Apocalipsa 1 cu 3. Când se predică. Atunci când Dumnezeu îți dă o lumină din Scripturi. Cuvântul este ca și mierea, este dulce. Este o primă satisfacție intelectuală, sufletească. După cum oamenii de știință, de exemplu, unii care au fost pasionați să cerceteze, aveau o satisfacție atunci când au găsit ceva, când au descoperit, vă voi citi din Cuvântul Sfânt și cred că dumneavoastră aveți astfel de experiențe. Există un prim gust al fericirii când citim, când suntem în cercetarea acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Citim din Psalmul 119, versetul 24. Învățăturile tale sunt desfătarea mea, în faza de învățare și sfătuitorii mei. Versetul 103. Ce dulci sunt cuvintele tale pentru cerul gurii mele, mai dulci decât mierea în gura mea. Așadar să le consumăm. Versetul 111. Învățăturile tale sunt moștenirea mea pe veci, căci ele sunt bucuria inimii mele. Ai bucurie atunci când înveți un verset pe de rost, un psalm. E o primă fază acestei bucurii, pentru că și cunoașterea înțelepciunii oferă satisfacție. Scrie în Proverbe, capitolul 2, citim de la versetul 10. Poate vă amintiți, la școală era o materie care nu vă plăcea, în schimb, poate alta vă plăcea. Nu cred că poate să fie vreun credincios la care să nu-i placă materia anumită Biblie. Căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. Te încântă acest cuvânt atunci când iei cunoștință de el. 3 cu 13. Ferice de omul care găsește înțelepciunea, de omul care capătă pricepere. Dacă înțelegem aceasta, vom fi cu adevărat fericiți. Și ca să vă dau o dovadă, anul acesta când ne-am apucat cu adunarea și citim Biblia, tare multe declarații am auzit de la frași și surori că s-au bucurat citind în Biblie. Spune tot în Proverbe, capitolul 19 cu 8, cine capătă înțelepciune își iubește sufletul. Cine păstrează priceperea, găsește fericirea. Deci să citești și să
gust din plin, bucurându-te acest cuvânt. O femeie s-a dus la medic spunând, ca și bunicuța de altă dată, de care v-am amintit adineauri, dar cazul e mai recent, și-a cerut să fie trimisă la un specialist, spunând că de bună seamă are ceva grav, ori mai multe diagnostice. Acuza dureri de inimă, de stomac, nu putea să mănânce, să doarmă. În fine, medicul i-a dat o primă rețetă foarte simplă și a spus, doamnă, aveți o Biblie? Vă duceți acasă? Și a dat un orar zilnic de citit a Bibliei. Și vă rog, 3 săptămâni, o lună, respectați orarul acesta. Femeia, necunoscând valoarea cuvântului Dumnezeu, a spus, domnul doctor, îți bagi joc de mine? Sau vrei să mă pocăiești? Mai mult? Sunt și eu creștină. Doamnă, vă rog, dacă vă simțiți rău, veniți mai repede, vă trimit unde doriți, dar hai să facem încercarea aceasta, nu costă. Și femeia totuși a luat în serios acest sfat și a început să se simtă pe zi ce trece tot mai bine. A venit la medic și a mărturisit, a spus, domnul doctor, cer scuze că n-am apreciat sfatul, dar acum îl dau și eu la alții. Oare trebuie să ne sfătuie vreun doctor sau noi știm rețeta? Doamne, ajută-ne să ne facem timp pentru a citi Biblia. Asta este foarte important. E prima fază a fericirii pentru cei ce au ajuns să aibă, să cunoască Cuvântul lui Dumnezeu. A doua fază. Fericirea meditației. A cugeta la Cuvântul lui Dumnezeu. Nu putem tot timpul să stăm și citim, nu? Trebuie să ne deplasăm, să lucrăm. Dar putem să medităm. Oricum mintea noastră macină ceva, nu? Mintea noastră e ca un tren cu multe, multe vagoane. Sunt mii de operații pe secundă ce trec prin creier, ne spun specialiștii. Înseamnă că avem un computer tare performant și îl procesează tot timpul. Dacă ne vom gândi la Cuvântul lui Dumnezeu, vom fi fericiți. Asta pentru că subiectul este unul plăcut, mântuirea noastră, suntem învățați cum să trăim în viață, relaționăm cu Dumnezeu și pe de altă parte suntem feriți de alte gânduri. Nu te gândești la prostii, să spun așa, la alte subiecte care pot să-ți aducă o neîmplinire. De exemplu, dacă te frămânzi prea mult cu probleme economice, mare bucurie n-ai, că e criză. Dacă te frământă politica, nu știu ce politicien să-ți iei ca să ai mare bucurie. Dacă te pasionează sportul, cât îți ține satisfacția? Până la o partidă pierdută, până când se schimbă clasamentul. Dar cercetând Cuvântul lui Dumnezeu, este un subiect care nu-ți poate aduce întristare, nici dacă citești de Apocalipsă. Să spui, mare nenorocire. Nu, nenorocirea e mare, fericirea ce urmează e mare. Pentru că, de fapt, Apocalipsa doar sparge zidul ca să fim invadați de lumină și să avem acces în împărăția lui Dumnezeu. Spune Scriptura în Psalmul 1, citesc de la versetul 1, să nu uităm că această carte începe cu cuvântul de fericire. Ferice de omul care nu se duce, nu se oprește, nu se așează. Adică nu merge la taifas, nu stă pe forumuri, să clevetească, nu pierde vremea pe internet. Acum astea așezătorile vremii. Dar ce face? Își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. Vrei să fii fericit? Închide computerul, oprește telefonul, termină cu poveștile, singur sau în compania altora. Gândește-te la un subiect sfânt și vei vedea că îți face bine. Un astfel de om este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și a cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi. Ei n-au fericire. Uitați-vă la oameni într-un mijloc de transport, la servicii, veți vedea. Fața lor este altă. Pentru că nu meditează la ceva bun. Și atunci subiectele care îi frământă
fie ele supărări sau plăceri, lasă amprente în plan extern, pe față. Spune tot cartea Psalmilor, Psalmul 119, versetul 16, mă desfătez în orânduirile tale și nu uit cuvântul tău. Încerc să-l memorez și dacă nu rețin ad literam, mă gândesc la ceea ce am citit. Citim și de la 92. După legile tale stă în picioare totul astăzi, căci toate lucrurile sunt supuse. Dacă n-ar fi fost legea ta desfătarea mea, aș fi pierit în ticăloșia mea. Repet versetul, că e tare la subiect. Dacă n-ar fi fost legea ta desfătarea mea. Deci dacă nu m-aș fi gândit la Biblie și dacă nu m-ar fi pasionat asta, aș fi acum cu alte și alte lucruri. Aș fi apucat rău. Aș fi pierit în ticăloșia mea. Și tot aici, versetul 97, cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Hai, spune drept la ce carte din Biblie te-ai gândit astăzi, la ce personaj biblic, la ce te-ai gândit, la revenirea Domnului, la moartea Lui, la... Acum, dacă n-ai avut vreme și ai fost atât de concentrat lucrul, nu neapărat e o problemă, dar dacă ne-am gândit la altele și la asta, nu? Roadele le gustăm singuri. Nu rămânem cu o stare sufletească bună. Și încheiem și ideea aceasta cu Proverbe 16 cu 20, unde cuvântul este categoric. Cine cugetă la cuvântul Domnului, găsește fericirea. Dacă vreți să fiți fericiți de seară, gândiți-vă la ceva din Biblie. Vreți să fiți supărați, gândiți-vă la cine v-a făcut rău. Și să vedeți că rău vă va fi. Și cine se încrede în Domnul, este fericit. Evident, deci, studiind cuvântul, memorându-l cu încredere, știind că este cuvântul lui Dumnezeu. În al treilea rând, fericirea împlinirii, adică a punerii în practică a cuvântului, completează fericirea pentru viața de aici și viața viitoare. Asta este o fericire adevărată și întreagă. Psalmul 119. Să știți, ca regulă generală, ori de câte ori suntem supărați, ne mustră conștiința, atunci când ne dăm seama că am greșit și ne pare rău, alții ne bagă de vină, trebuie să ne cerem iertare, n-avem somn, toate astea sunt pentru că n-am respectat o parte a cuvântului lui Dumnezeu. Omul trebuie exploatat, ca să folosesc un termen tehnic, după această carte tehnică, Biblia. Cum nu respectăm prevederile tehnice, cum apar avarii și defecțiuni mai mari în timp. 119 la versetul 1. Ferice de cei fără prihană în calea lor. Dar cum poți să fii fără prihană? Cum să fii perfect? Care umblă întotdeauna după legea Domnului. Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care îl caută în toată inima lor, care nu săvârșesc nicio nelegiuire și umblă în căile Lui. Tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. Nu cum mă aud pe câte unul spunând, a, frate, asta nu e ceva grav. Bun, eu pricep că nu e ceva grav dacă o semnalizare la mașină atârnă după tine. Nu e ca și cum ar atârna o roată, că nu poți merge numai cu trei. Dar tot nu e bine, că undeva la o intersecție te încurci și va cădea atârnând după tine. Asta nu e mare problemă, nu e scumpă, cumpără o altă. Nu poți să pui problema așa. Versetul 5. De-ar ținti căile mele la păzirea orânduirilor tale. Tot de aici. Versetul 14. Când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Deși dacă nu câștigi mult, Dumnezeu a decis cât îi dă la fiecare. Asta pe drept, că oamenii pot să fie și lacom și nedrepți. Dar și dacă n-ai mai mult, dar tu ai fost ascultător de cuvântul Dumnezeu, te bucuri. Dacă într-o relație, tu de partea ta ai respectat principiile sfinte, ai fost corect, onest cu vorbele, nici n-ai lingușit, nici n-ai mințit, și dacă se întâmplă ca ceilalți să suferă, să se supere, să fie suciți și să n-ai cum să te înțelegi cu ei, tu tot liniștit rămâi.
Ție nu ți-a nimeni fericire. Asta în toate privințele. Tot din acest psalm citim versetele 47. Mă desfătez în poruncile tale că-și le iubesc. 70. Inima lor este nesimțitoare ca grăsimea, dar eu mă desfătez în legea ta. 72. Mai mult prețuiește pentru mine legea gurii tale decât 1000 de lucruri de aur sau de argint. Și 77. Să vină peste mine îndurările tale ca să trăiesc, că legea ta este desfătarea mea. Doamne, ajută-ne! S-a scris o carte despre modul în care oamenii pot să fie fericiți și sănătoși, să se simtă bine. Eu vedeți că majoritatea reclamelor sunt cu această sugestie, să te simți bine, să fii tare, să ai fericire. Și au fost luate în calcul mai multe posibilități. Posibilitatea respectării normelor creștine, să te rogi, să citești în Biblie, să cânți, să ierți, adică să respecti ce e scris. Și rezultatele la nivelul minții și a stării sufletești și de sănătate. A fost luată în calcul varianta hinduismului, de exemplu, sau a religiei asociate, budismul, cu perceptele lor. Au fost luate în calcul și alte teorii mai libertine și s-a ajuns la concluzia fermă, așa cu date empirice, că cei mai fericiți sunt oamenii când aplică normele Bibliei. Fără răzbunare, iertare, familie unică, moralitate, lasă în urmă cele mai plăcute senzații. Senzațiile tari nu sunt după ce beau oamenii, nici după ce își permit nu știu câte libertăți, sau după ce petrec într-o stare de transă, fie la nivel individual sau de grup, pentru că sunt fel și fel de nebunii în lumea aceasta. Iată că oamenii, dacă vor să recunoască, trebuie să dea dreptate lui Dumnezeu că fericirea decurge din împlinirea poruncilor sfinte. Dar nu ne va putea convinge cineva că ei sunt mai fericiți după ce se bat decât doi oameni care se iartă, nu? Ma, excluzând durerile musculare sau lovituri din alte părți ale trupului. Și numai starea sufletească. Dacă doi oameni se iartă, se îmbrățișează, sunt mult mai fericiți. Oamenii care nu respectă principiile biblice sunt ca și împăratul Ahab. Era împărat, dar n-avea destul, vroia via lui Nabot. Și până să obțină, supărat, nu vroia să mănânce. Sau ca și Nabal, a murit de inima rea. N-ar fost mult mai fericit să respecte ce-i scris și să dea celui ce-i cere? Ba da, să facă un bine. Așadar, să știm că și fericirea provine din studierea cuvântului, din meditații sfinte și dintr-o împlinire a lui așa cum este scris. Și mai fac o singură precizare. Împlinirea cuvântului trebuie să fie în funcție de încredințările personale. Și aici există un raport între cunoștință și conștiință. Asta pentru că noi avem grade de cunoaștere diferite. Și spune, de exemplu, în Roman, capitolul 14, unul crede că poate să mănânce un anumit aliment, altul crede că nu poate să-l mănânce. Și apare acolo cuvântul ferice, când tratează problema încredințărilor, versetul 22, încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine, înaintea lui Dumnezeu, deci nu cu falsitate. Eu știu că nu-i bine așa, dar spun că asta e încredințarea mea ca să mă apăr. Nu, e vorba dacă în adâncul inimii tale tu așa crezi că e bine, cu sinceritate, înaintea lui Dumnezeu.
Ferice de cel ce nu se osândește singur în ce găsește bine. Dumnezeu ține cont de gradul de cunoaștere a fiecăruia dintre noi. Excludem mofturile și plăcerile individuale, vorbind de gradul de înțelegere pe bază de sinceritate. Și în felul acesta nu ne facem vinovați. Spunea Scriptura în lege, Deuteronom, capitolul 13, că dacă cineva din cei dragi vor să te abată, să nu pui în față elementul sufletesc și să te învoiești, de exemplu, cu soția ta sau cu un prieten, sau să nu-l ascunzi, spunea acolo Scriptura. Și toate acelea se încheie cu un cuvânt, Deuteronom, capitolul 13, versetul 18. Deci trebuie să fim foarte sinceri când este vorba de aplicarea cuvântului și de încredințări. Nu ne ascundem după deget. Se încheie toate acestea cu versetul 18. Să se facă așa spune versetul 11, pentru ca tot Israelul să audă, să se teamă și să nu mai săvârșească o faptă așa de nechipzuită în mijlocul tău. Și acum versetul 18, după ce tratează toate aceste aspecte, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind toate poruncile lui pe care ți le dau astăzi și făcând ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului tău. În aceste condiții, Dumnezeu se asigură să ne dea fericirea de care avem nevoie. Și tot din Deuteronom, capitolul 19, în completarea acestui peisaj, aici din nou se vorbește despre cetățile de scăpare, din nou despre a fi corect, să n-ai milă de el și să ștergi din Israel sângele celui nevinovat ca să fii fericit. Deci, fie acasă, fie într-o responsabilitate, cum era cazul bătrânilor cetății, noi trebuie să fim cu inima curată dacă vrem să vorbim despre fericire. Altfel, nu ne întâlnim cu ea. Trebuie să ascultăm și să ne amintim de Petru, care a spus Domnului, tu să-mi speli mie picioarele. Și Domnul i-a spus, ce fac eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Dacă din faza asta Petru n-ar fi ascultat, ar fi fost vinovat. Dar el a fost foarte sincer în care a zis, Doamne, nu înțeleg de ce trebuie să fac asta. Până nu înțelegi, nu ești de condamnat, dar dacă nu vrei să asculți și dacă nu vrei sincer să cauți acel adevăr, îți pierzi fericirea și bucuria. Să vă dau aici un exemplu sugestiv. Un copil a venit grăbit într-o zi de la școală și spune mamei sale, te rog, lasă-mă să mă duc pe lac, toți copiii se dau pe gheață, m-am înțeles cu colegii și ne întâlnim acolo. Mama se spune, tatăl tău mi-a dat de grijă, a auzit că se încălzește vremea și a spus să nu-l lași pe băiat să meargă pe gheață, că se poate sparge și se înneacă. Și l-a insistat. Și mama mai bună la suflet l-a lăsat. Băiatul s-a dus, n-a stat mult, a venit înapoi. Și când întreabă mama sa, cum de te-ai întors? El zice, știi, n-a avut să-i bucurie că știui că la tata nu-i place. Și m-am gândit că pe când mă întorc acasă, el o să mă certe și în ideea asta numai n-a avut să-i nicio bucurie de distracția asta. Pentru că atunci când forțezi și încalci cele ce le știi, n-ai bucurie. Atunci când te iei după alții, când te încrezi în om, cum spune în Ieremia 17, nu ești fericit, e fericit cine se încrede în Domnul. Încheie așadar ideea aceasta, Dumnezeu ține cont de gradul nostru de cunoaștere. Și ne dă fericire după câtă pricepere avem, că și noi cu copiii sau copiii, ei sunt fericiți la 2 ani cu cât știu, așa-i? Dar mai târziu când cunosc mai mult, fericirea trebuie să turnească alți parametri. Deci noi să fim cu inimă curată și în ceea ce știm, de aceea cuvântul lui Dumnezeu, pe noi, pe lucrători, în relațiile frățești, ne învață să tratăm pe bază de mărturisire pe un om. Spunea botezătorul,
voi vă mărturisiți, eu vă botez cu apă, dar băgați de seamă că după mine vine unul cu lopata, cu mătura și cu focul. Și le spunea să nu credeți că puteți învoiși-vă. Și apoi când i-a întrebat, botezul lui Ioan vine din cer sau de la oameni, au mai fost ei sinceri? Nu au fost sinceri. De aceea nici nu erau fericiți, turbau de mânie. Pentru că ei nu împlineau cât știau. Nu era problemă că nu se descoperise mai mult, că nici ucenicii nu știau mai mult. A înviat Domnul și nu știau cum se va instaura împărăția. Dar dacă împlinești cât știi și dorești să cauți mai mult cu gând sincer, să te apropii de Domnul, cu adevărat vei fi fericit. Slăvit să fie Domnul. Încheiem, amintind în final cele două aspecte a fericirii false și respectiv adevărate, încercările umane sau provocările demonice de atingerea fericirii sau de sporirea ei sunt toate falimentare. Începând cu Adam și Eva, n-au fost ei fericiți în rai? Diavolul le-a zis, dacă mâncați din pomul ăsta, veți fi mai fericiți. Veți fi ca Dumnezeu, că doar nu le-a fost lor rău, că ar fi spus-o diavolul, vă ține Dumnezeu să răbdați foamea aici. N-a putut să o spună asta. N-aveți ce vă trebuie. Erau fericiți, dar au crezut că își vor spori fericirea. N-a fost așa. Dimpotrivă, binecuvântarea înseamnă fericire. Și binecuvântarea și fericirea sunt legate de împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Adică de rămânerea în normele pentru care am fost creați, că am fost creați după chipul lui Dumnezeu și trebuie să trăim ca Dumnezeu, ca să fim fericiți după cum este și El. Scopul legilor divine, cum am spus, rezultă foarte clar, este fericirea oamenilor. Sunt atâtea versete, dacă vreți, căutați, eu vă citesc numai unul dintre versetele din Deuteronom, 6:24, foarte multe în această carte, care vorbesc despre fericirea ce vine în urma împlinirii a ceea ce Dumnezeu a spus, 6:24. Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi și să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru ca să fim totdeauna fericiți și să ne țină în viață cum face astăzi. Fericit acasă, fericit la servici, dacă împlinești. Fericit la biserică și așa mai departe. Și încă un verset tare, tare frumos, Isaia 48 cu 18. Hai, citim și 17. Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț și este folos. Și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi. O, de-ai fi luat aminte la poruncile mele atunci, pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Dumnezeu să vă inunde cu fericire. Nu mai stați în albie, că pe acolo trece fericirea. Slăvit să fie Domnul, care s-a gândit la noi și ne-a trimis o scrisoare pe care noi trebuie să o luăm în seamă foarte serios, cu multă sinceritate, să o punem în practică și vom fi fericiți chiar și aici. Și vom vedea aceasta în lecțiile ce urmează. Dar ne așteaptă fericirea eternă. Amin.